Salvează lumea în momentul decisiv al acesteia. Bineînțeles că Dumnezeu nu putea să lase lumea să se risipească, pentru că era opera lui. Și un Dumnezeu care nu s-ar fi îngrijit de lumea ar fi arătat o neputință. Deci Dumnezeu, când vine să ne salveze pe noi, arată totul puternicia sa și iubirea sa în același timp. Deci El este acela care poate să facă iarăși lumea nouă, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, iată toate le fac noi. Deci înnoiește și, cum spunem de altfel și în cântările noastre și în rugăciunile noastre, Duh drept înnoiește întru ce dinăuntru ale mele, zice și psalmistul. Deci înnoiește Dumnezeu Duhul acesta în interiorul nostru, dar și în interiorul creației. Pentru că și creația este supusă stricăciunii prin greșeala omului. Sfântul Apostol Pavel vorbește foarte adesea despre această stricăciune, că datorită păcatului omului și creația este supusă și suspină, cu suspine negrăite până la eliberarea omului. Deci Mântuitorul Iisus Hristos ca om eliberează creația, eliberează întreg cosmosul de această povară și în același timp redresează și reînnoiește interiorul nostru. În primul rând, El scoate moartea din firea noastră prin faptul că El moare. El moare pe cruce, este îngropat și tocmai aici se arată puterea sa dumnezeiască, că trupul pe care l-a luat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este adus la viață. Și astfel Fiul lui Dumnezeu înviază cu propria sa putere din morți, biruind moartea, cum de altfel spunem întotdeauna, cu moartea pe moarte călcând. Și viață dăruindu-le. Deci a dăruit lumii viață veșnică. De aceea ne închinăm Sfintei Învierii Lui, cel de-a treia zi. Din acest motiv, moartea nu mai are putere asupra omului și Sfântul Apostol Pavel sublinează acest lucru zicând exclamativ: unde ți este moarte, boldul tău, unde ți este iadul, biruința ta? Pentru că boldul morții a fost distrus și iadul a fost prădat. În sensul în care nu mai există în interiorul nostru moartea ca o consecință iminentă și care duce la chinurile iadului și la pedeapsa iadului. E adevărat că noi murim din lumea aceasta, dar nu este o moarte, cum am spune noi, ca o pedeapsă sau ca o fatalitate, ci este o transformare a idoma aceleia de trecere de la o vârstă la alta. Când trece de la o vârstă, de la vârsta copilăriei la vârsta adolescenței, noi trebuie să murim copilăriei ca să ne naștem adolescenței. Când trecem de la adolescență la maturitate, trebuie să murim adolescenței și de la maturitate, când trecem la vârsta bătrâneței, trebuie să murim adolescenței, tocmai pentru faptul că nu mai putem să fim aceiași, întrucât viața noastră a trecut dintr-o etapă în alta. Dacă un om adolescent s-ar comporta precum un copil, toată lumea ar crede că el nu este matur și nu a ajuns la vârsta pe care o are. Ceea ce înseamnă că este un lucru grav în viața lui. E bine, aici este același lucru, este și cu moartea noastră. Ajungem la momentul acesta când trebuie să trecem dincolo pentru o nouă viață. De aceea se numește trecerea dincolo și nașterea din nou. Moartea tocmai, fiind tocmai, o nouă dimensiune. Tocmai aici vrea să arate creștinismul și Sfânta Scriptură și însuși Mântuitorul Hristos că moartea este o trecere. Așa cum trecem din copilărie în adolescență, așa trecem printr-un salt calitativ. Dacă trecerea de la copilărie la adolescență este un salt calitativ din punct de vedere biologic și din punct de vedere psihologic, saltul calitativ din trecerea aceasta, din lumea aceasta în Împărăția lui Dumnezeu, este cel mai de seamă și trecem, spunem noi, că trecem din moarte la viață. Așadar, este foarte clar că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos proiectează razele acestea ale trecerii
în împărăția lui Dumnezeu, când iarăși vom fi curați precum prugi. În preasfinția voastră, în perioada comunistă, Crăciunul era dezbrăcat de forma sa filozofico-mistică. Acest sistem comunist era o ideologie materialistă care vrea să-și împroprieze Crăciunul în forma sa, în conceptul său. De fapt, istoricii religiilor observă că aceste forme extremiste sunt o formă de religie laică. Cum a reușit să reziste Crăciunul și religia creștină în perioada comunistă? Este foarte clar că sistemul acesta materialist, sistemul acesta ateu, mai puțin îmi spune mie cuvântul comunism. Comunismul nu are, este cu totul aparte față de ateism. Ateismul este lupta împotriva lui Dumnezeu sau mai degrabă o formă de a fi împotrivă, de negație a adevărului, de negație a adevărului. O formă stupidă de negație adevărului, pentru că niciodată nu poți să negi adevărul că există în noi. Adevărul este în noi. Însă ei s-au luptat împotriva creștinismului, împotriva religiei. Deci împotriva a ceea ce înseamnă legătura cu Dumnezeu. După cum știm, religie vine de la cuvântul relegare, adică a lega de ceva. Deci noi ne tem legați de Dumnezeu, legați de Dumnezeu prin viață, legați de Dumnezeu prin existență, legați de Dumnezeu prin toate formele noastre de manifestare. Așadar, a te lupta împotriva legăturii cu Dumnezeu înseamnă a contesta tocmai propria ta existență și identitate. Prin urmare, lupta aceasta împotriva creștinismului n-a făcut altceva decât să arate, pe de o parte, răutatea diavolului, care a demnat pe unii să creadă că dacă poți să spui că nu există Dumnezeu, într-adevăr ai și terminat cu cu credința în Dumnezeu, și dacă poți să spui nu lui Dumnezeu, gata, nici nu mai este Dumnezeu. Niciodată nu se poate spune așa, ci tocmai psalmistul vine și ne dă o deslușire a acestei enigme. Psalmistul spune la un moment dat, zis acel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Deci, iată, parcă aceste cuvinte, cuvintele psalmistului, parcă șochează. Zis acel nebun că nu este Dumnezeu. Deci nu este Dumnezeu pentru cel nebun. Deci dacă luăm ultima parte a acestor cuvinte, ajungem la concluzia că nu este Dumnezeu numai pentru cel nebun, dar cel care este sănătos la minte, Dumnezeu există. Și această existență a lui Dumnezeu este în firea noastră. Evident că orice om lipsit de minte își creează în jurul său o altă filozofie de a fi, un alt fel de a trăi. Își găsește multe lucruri în acestea periferice care poate să îl ajute în manifestarea stupidității sale. De aceea, orice manifestare de acest gen nu poate rezista, pentru că ea se izbește de tocmai realitatea concretă și Dumnezeu nu se lasă niciodată batjocorit de nimeni, ci dimpotrivă, așa cum ne spune Mântuitorul Hristos despre biserică, că nici porțile iadului nu o vor birui. Deci iadul în esență, sau mai bine zis, în concluzie, iadul se luptă împotriva bisericii, dar biserica nu poate fi biruită nici de porțile iadului, pentru că n-are cum, nu este construită biserica nici pe filozofia unui om, nici pe gândirea unui om, ci este construită tocmai pe piatra credinței, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Calea, adevărul și viața. În preajma Crăciunului, ne amintim și de un moment cu totul excepțional din istoria noastră contemporană. Revoluția din decembrie 1989, împlinindu-se în 24 de ani de la acest eveniment. Martirii Revoluției Române au ieșit în acel decembrie strigând, vrem libertate, vrem credință, să vină Dumnezeu printre oameni, și au fost împușcați. Pe jertfa acestor martiri, noi astăzi suntem liberi. Este Revoluția din decembrie 1989 un Crăciun din sângeros din care renaște spiritualitatea poporului român? Totdeauna Crăciunul a fost Crăciun la români, indiferent cu opresiunile care au fost. Crăciunul a fost Crăciun și pe vremea persecuțiilor romane.
atunci când creștinii erau martirizați, erau dați la fiare sălbatice, erau trecuți prin foc și sabie, cum se spune în limbajul nostru popular. Aici, în zona noastră, în părțile Dunărene, Nord Dunărene și Sud Dunărene, știm că au fost nenumărați martiri și chiar foarte mulți martiri. Apoi, în decursul istoriei, oamenii au trăit în diverse ipostaze. Uneori mai bine, alteori mai rău. Alteori au fost asupriți de turci, care nu au o credință ca a noastră. Dar niciodată nu și-au pierdut credința și, dimpotrivă, au avut în sufletul lor credința în Dumnezeu. Drept dovadă este și martiriul Sfinților Brâncoveni, Sfântului Constantin Voievod Brâncoveanu, Sfinților Constantin Ștefan Radu Matei și Ianache Sfetnicu, care demonstrează că acest creștinism zidit de Mântuitorul Iisus Hristos, în care El este capul și toți suntem mădulare, nu poate să fie biruit niciodată. Prin urmare, 22 decembrie, momentul acesta de cumpănă din viața noastră, nu a făcut neapărat ca să renască un creștinism cu o față nu știu cum de strălucitoare, ci să scoată în evidență că și pentru cei care nu credeau că Dumnezeu este cu noi. Deci dacă creștinismul este tocmai ceea ce spune Arhanghelul Gavril Maicii Domnului, că se va naște Emanuel, care este Dumnezeu cu noi, în mod sigur că Dumnezeu este cu noi în toate circunstanțele vieții noastre și jertfa acestor tineri de atunci, evident, se înscrie în jertfa pruncilor care au fost uciși de Irod și de bună seamă că ei vor fi pomeniți întotdeauna de biserica noastră și de poporul nostru și de patria noastră. Dar aceasta nu înseamnă că atunci s-a născut viața spirituală a român, ci dimpotrivă, viața religioasă a fost de totdeauna.